Bună, dragi licurici! Astăzi vreau să vă arăt una dintre căsuțele mele preferate. Îmi place foarte, foarte mult! Este în formă de ceainic, are și o toartă frumoasă, albastră. Aici poți turna. Și totuși are culoarea unei ciupercuțe. Să vă arăt cum arată și pe partea cealaltă. Am să o întorc. Și priviți! Înăuntrul căsuței este un living mare sau o sufragerie, are și o scăriță care duce la etaj, un covoraș cu inimioare și jos are un covoraș cu pătrățele și cu bulinuțe. La etaj voi pune acest pătuț care este roz și albastru și are o inimioare exact ca și covorul. Iar aici jos voi pune un fotoliu roz, o măsuță cu un ceainic și trei cești și o perniță albastră să se asorteze pe care vor sta locuitorii căsuței. Hei, dar aici nu locuiește nimeni! Ba da, locuiește, dar nu vă spun cine, vă las să vedeți! Oh, wow, uite ce a sosit! Sunt câteva pliculețe în care oare ce vom găsi? Oare credeți că sunt ponei, așa cum ne arată pe plic? Ia uitați ce frumos sunt! Acesta este un ponei care stă pe un nor și în spate este un curcubeu. Și am văzut aici și doi ponei mai micuți, foarte drăgălași. Haideți să deschidem primul pliculeț și îl aleg pe acesta și să vedem ce este în el. Oare ce vom găsi? Îl rup de aici. Ups. Și... wow! Este un ursuleț! Ați ghicit! Căsuța este a ursuleților! O voi așeza pe această ursulică, că văd că are o rochiță roz, chiar pe scăunelul cel roz din căsuță. Wow, ce bine arată! Îmi plac atât de mult ursuleții! Haide, mai deschide un plic să vedem ce sunt în ele! Bun, acum vom deschide următorul plic. Îmi place să le aleg pe cele mari. Să vedem, să vedem ce găsim înăuntru. Este un... tot un ursuleț! Acesta este băiețel. Are o bluziță verde și ochelari verzi. Te așez aici. Wow, deja am găsit o mămică ursuleț și acesta poate fi un tătic ursuleț. Ce minunat! Hei, licurici, puteți ghici ce este într-unul dintre următoarele pliculețe? Oare în acesta va fi tot un ursuleț? Haideți să vedem! Și este un ursuleț! Ce drăguț este, micuț! Cred că este o fetiță, are o fundiță drăguță, roșie. O să o punem lângă tăticul ursuleț. Uitați-vă, el este mai înalt, iar acest ursuleț este mai micuț. Ce drăgălași sunt! Haide, repede, deschide și celelalte plicuri, vreau să văd ce este în ele. Bun, am să-l deschid pe următorul, să știi că și eu sunt foarte curioasă. Repede, repede, repede. Deschid, este un ursuleț bucătar. Ia uitați-vă ce pălărie de bucătar și are și o hăinuță albă și o lingură în mână. Foarte drăgălaș! Îl voi așeza aici. Stai în piciorușe. Așa, mai am încă două plicuri. Oricum, nu mă așteptam să găsesc un ursuleț bucătar. Vedem ce este aici. Și... ups! Este un ursuleț micuț, un băiețel! Am întregit familia! O mămică, un tătic, un băiețel și o fetiță! Oh, ce drăgălaș! Ultimul plic! Hai, grăbește-te! Mor de curiozitate! Așa, dragi licurici, am ajuns la ultimul pliculeț! Se aude ceva! Oare ce o fi? Ia să vedem!
O punguță cu... Ce este aici? Sunt niște cuțite și niște lingurițe. Aha, sunt ustensilele ursulețului bucătar. Wow, ce drăguțe și ce micuțe! Abia le pot ține în mână. Super! Văd că familia ursuleților s-a așezat deja la masă. Cred că ursulețul bucătar va pregăti ceva pentru ei. Da, îmi place să gătesc foarte mult și se spune că fac niște mâncăruri delicioase. O, da? Atunci eu vreau o tartă cu mure. Și eu. Eu doresc un corn cu miere. Imediat! Oh, wow, dragi licuriși, ce familie frumoasă! Se potrivesc perfect pentru căsuța cea mic, priviți! Și acum îi lăsăm să mănânce, dar vreau să vă întreb ceva. Aici puteți vedea toți ursuleții, tatăl, mama, fetița, băiețelul și bucătarul. Îmi puteți răspunde pe care l-am luat dacă iau unul dintre ei? Da, le-am schimbat și locul. Care ursuleț lipsește? Aștept răspunsurile voastre în comentariile de mai jos. Vă puteți abona gratuit apăsând pe cerculețul Firefly Kids sau pe licuriciul nostru. Vă mulțumim că ne urmăriți!